Bună ziua! Mă numesc Cristina Petrescu, am 30 de ani. Prin intermediul clinicii în Sarduman am realizat o operație de rinoseptoplastie secundară. Prima a avut loc acum 12 ani în țară, nu am fost mulțumită de ea, a fost o intervenție eșuată. După câțiva ani am căutat informații pe internet ca să realizez o a doua operație, am găsit clinica domnului Sar, dar încă nu făcusem curajul să fac intervenția. După alți câțiva ani, sora mea a căutat și ea informații, a dat de clinică și a făcut intervenția și a ieșit un rezultat perfect și așa mi-am făcut și eu curaj să fac intervenția. Totul a fost foarte bine organizat, cu plecarea în Turcia, cazarea acolo, ne-a luat un șofer imediat de la aeroport, ne-a dus la spital pentru analize. A doua zi a avut loc și în consultația și a treia zi intervenția, care a decurs foarte bine. Când m-am trezit din anestezie, m-am simțit foarte bine, mă așteptam să-mi fie rău sau ceva, nu a fost cazul. Toată lumea de la clinică s-a purtat foarte frumos, a fost fără reproș totul. A venit domnul doctor și după operație să-mi spună ce și cum a făcut. Și acum, după o lună jumate, sunt foarte mulțumită de rezultat. Încă aștept să se desumfle, să văd rezultatul final după un an, dar pe total a fost totul foarte bine. Recomand din tot sufletul clinica domnului Sarduman. M-a trimis către cine trebuie, către chirurgul care putea să rezolve situația mea, pentru că a fost o intervenție foarte dificilă. Și totul a ieșit foarte bine.